Mulțumesc mult, Silviu Grigore, cu ultimele date pentru dumneavoastră. Și acum mai punem o problemă importantă și pentru salariați. Tot mai multe țări fac teste și sunt dispuse să adopte săptămâna de lucru, atenție, de 4 zile. Alții vor săptămâna de lucru de 6 zile, cum este Grecia. Raluca Curteanu ne explică. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Vorbim despre o tendință la nivel european, dar și despre un mecanism care nu se poate aplica însă peste tot. De exemplu, companiile industriale ar putea fi capabile să se pregătească cu o tehnologie sporită pentru a oferi lucrătorilor ture mai scurte, dar în sectorul serviciilor poate fi mai complicat. De asemenea, pentru a lucra 4 zile pe săptămână, înseamnă ca angajații să lucreze 44 de ore pe parcursul a 4 zile, iar turele de 11 ore ar putea fi solicitante, dar vorbim mai ales despre cei care lucrează în transportul public sau au grijă de copii. În Belgia, prima țară din Uniunea Europeană care a legiferat cetățenilor săi dreptul de a decide dacă doresc să lucreze 4 sau 5 zile pe săptămână cu același salariu, un sondaj a constatat că sistemul este cel mai popular în rândul tinerilor, desigur, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Mulțumesc mult, Raluca Curteanu, Răzvan Savaliuc. 4 zile de muncă, 5 zile sau 6? Cum o fi mai bine? Eu zic că n-ar fi rău să fie doar 4 zile. Așa, oricum nu prea e. Ești de părerea grecilor cu 6. Nu prea e mai așa mult de muncă prin lumea asta. Dacă te uiți la țările care se respectă, Italia, Grecia, unde sau Spania, unde există siestă și unde oamenii știu să se și distreze, nu muncesc pe rupte. Acolo e ceva absolut normal, se va implementa perfect, absolut. Iar la noi cred că și mai bine decât la ei se va implementa. Doamna Grețulescu, săptămâna de 4 zile. Spune Răzvan, dar la criza forței de muncă pe care o are România, să lucrez 4 zile, mi se pare că deficitul va fi și mai mare. Eu cred că nu va fi posibil, măcar să rămână inclusiv vineri până la 2. Bun, atunci să ne simțim bine măcar așa spre final de emisiune, doamnelor și domnilor. Vă prezint vedeta care ne arată cele, atenție, 500 de costume pe care le dețin în garderobă. Mă refer aici la Fuego.